celebru inventator Donceanu Gheorghe, după o muncă susținută de aproximativ 35 de ani, a obținut o recoltă deosebită și în domeniul inventicii. Are peste 32 de invenții, diplome și medalii obținute la saloane naționale și internaționale, numărul lor ajunge până la 50, chiar și mai mare. Din toate domeniile au publicat, vaste domenii. Aici, deci a participat la Salonul de Inventică Internațional de la Chișinău, Moldova. Aici la Salonul Internațional de Invenții și Tehnologii Noi Inventica, București 2008. Vă prezint subțin câte ceva. De asemenea, la vestitul Salon Internațional de la Sevastopol, zalotul medalii, medalie de aur din Ucraina, diplome de excelență, medalia de bronz Pro Invent Cluj-Napoca 2009. Printre cele mai importante, conferă Ordinul Național pentru Merit în gradul de cavaler domnului ilustru inventator Gheorghe Donceanu. Ordinul de cavaler așa arată, i-a fost înmânat de președintele României Ion Iliescu. Dumnezeu i-a ajutat. Este un om credincios și ca atare s-a rugat în fiecare zi să ajungă în elita inventatorilor români, geniali inventatori români. Deci aici, alături de președintele României Ion Iliescu, se află geniali inventatori români, printre care se află și domnul inventator Donceanu Gheorghe, celebru, ilustru, genialul. S-a rugat la Dumnezeu să-i dea cât mai multe, să-i dea sănătate, putere de muncă, să-i dea recunoaștere. Și a obținut-o. Maximul. Muncă maximă și maximul de profit. Deci este un caz fericit. O reușită pe deplin. Numărul medaliilor, v-am spus că este foarte mare. Ordinul de cavaler contează foarte mult pentru noi românii. O recunoaștere, da? A ajuns la un nivel la un nivel în domeniul inventicii maxim. Toate diplome și medaliile sunt foarte importante pentru domnia sa. Una nu este mai lipsită de importanță decât cealaltă. Ceea ce îi place domniei sale, tricolorul românesc atașat la ProInvent 2009. Deci domnia sa este mândru de tricolorul românesc și de tot ce e românesc. E format de școala românească, da? Crescut și a lucrat în domeniul românesc. Deci se poate ajunge și în România la o performanță, la culmile gloriei.
Domn profesor este un om împlinit, genialul inventator, tot timpul cu creionul în mână. Eu nu l-am întâlnit niciodată pe fel relaxat, adică să aibă timp să nu facă nimic. Să aibă timp liber, nu are timp liber, să știți. Și când doarme, își pune în subconștient soluția și dimineața subconștientul lucrează și câteodată îi dă și soluția. Urmează alte filme care o să le facem împreună cu domnia sa, să spunem cum se face o carte, cum se face o invenție, câtă muncă se aplică la fiecare. Deci încă o dată, tricolorul românesc, tricolorul nostru drag, care luptăm să câștigăm medalia și alături de tricolor care îi crește valoarea. Ne închinăm în fața a unor astfel de oameni, trebuie și un model pentru noi. Deci se poate și în România. Asta am vrut să spun. Se poate. Avem oameni celebri, oameni împliniți,